Bă, băieți, eu nu vreau să intre acum oamenii și să zic că de ce e clickbait, pentru că jocul nu e deloc cringe, ci trebuie frumos de lași de YouTube, pentru că faci numai clickbait și faci thumbnail clickbait. Five Nights at Freddy's are și el o parte mai horror, ok, pentru că o să trec direct la subiect, să nu facem un videoclip foarte lung, ci ceva mai de înțeles. Five Nights at Freddy's are o latură horror și chiar dacă vreți să înțelegeți sau nu, unele chestii îl fac să fie mai horror, dar cum a pornit totul? Adică știți deja că acum mulți ani, când a apărut Five Nights at Freddy's 1, totodată au apărut și jocurile indie horror, pentru că de la Five Nights at Freddy's 2 încolo au început să apară fanmade-uri sau, mă rog, tot felul de chestii de genul. Dar ce a făcut jocurile astea horror? Pentru că tu acum, dacă o să te uiți la un, bineînțeles, YouTuber de ăsta care doar se cacă pe el și nu face jocuri horror, o să zici că nu e atât de horror. Dar tu când intri cu o pereche de căști, bineînțeles, și nu niște difuzoare sau, mă rog, depinde de tine, când o să intri în joc și o să spui și căștile și o să te transpui practic în lumea aia în care te joci, nu știu dacă voi pățiți, cel puțin eu când mă joc Counter așa pățesc, o să vezi că faci o leacă pe tine. Pentru că e și puțin psychological horror câteodată, pentru că ce influențează jocurile astea foarte mult, și mă refer chiar și la fanmade-uri, pentru că sunt unii autori de, sau, mă rog, developer de jocuri fanmade Five Nights at Freddy's extraordinare, cum ar fi Glitched Attraction, GOF Creation, Five Nights at Candy's, mă rog, ăla e mai overrated, ci că mie îmi place, poate să-l jucăm pe canal. Dacă vreți să jucăm Five Nights at Candy's, lăsați acolo un comentariu. Și da, bă, uiți, ce influențează? Păi, în primul rând, ambientul. Nu știu dacă v-ați gândit la chestia asta, la ambient, dar nu mă refer doar la muzică, pentru că în Five Nights at Freddy's nu vezi neapărat muzică, ci secvențe de muzică care o să-și dea play în momente diferite, ca să te facă pe tine să te simți mai speriat. Mă refer la ambient în sine, la sunetele de fundal, la, de exemplu, pașii de pe holuri, la bătăile în geam, bătăile în uși, râsete, chestii, râsul lui Freddy, de exemplu, și toate chestiile astea alcătuiesc așa un complex de stări în capul tău și o să fii ceva de genul, oh, nu, o să mor. Practic, noi când jucăm Five Nights at Freddy's, ne ferim doar de moarte, pentru că vrem doar să evadăm, practic, vrem doar să ajungem la 6 AM-ul ăla când ne jucăm Five Nights at Freddy's, nu fanmade-uri, repet. Bineînțeles că nu e horror dacă văd doar niște roboți, să fim serioși, mai horror e Chris Walker din Outlast 1. Nu, bineînțeles că nu, deși și ei au un model făcut și construit să arate horror, dar ceea ce ne înconjoară pe noi, de exemplu, office-ul din Five Nights at Freddy's 1, v-ați gândit vreodată la asta? Sau din Five Nights at Freddy's 3? Arată ca unde nu vrei să ajungi niciodată. Chestiile astea te fac pe tine să te simți speriat. Și nu doar că e un joc horror. Bineînțeles că și jumpscare-urile te sperie, dar mai mult, jumpscare-urile, sincer, nu cred că induc starea de frică, ci doar de șoc pe moment. Adică țipă ăla în urechea ta, apare pe ecran, face brrr, nu știu, grijești de două ori. Și da, nu cred că e chiar cel mai mare factor, dar bro, celelalte lucruri clar sunt. Ideea de multitasking. Nu știu dacă s-a gândit cineva vreodată la ideea de multitasking, adică să ai grijă de un vent, să ai grijă de niște camere, de o ventilație, de să nu-ți sară spring trap în față. Cred că înțelegeți unde bați, sincer, pentru că e interesant cum un joc care practic e, până să fie Five Nights at Freddy's, până să fie Security Breach, era o derulare de imagini, cu toți știm asta, nu-i așa? Bine, excluzând Five Nights at Freddy's World, dar e interesant cum o derulare de imagini te poate face foarte al naibii de speriat. Deci, dacă am fi să facem o recapitulare, ambientul, multitasking-ul, locul și unde se desfășoară efectiv tot ce faci tu acolo în momentul ăla, este extraordinar de fucking horror, ok? Foarte fucking horror. Depinde și cum privești jocul, pentru că dacă o să vii cu anumită atitudine și o să zici că
ce să mă sperie pe mine sau nu știu ce, și nu-l privești serios, pentru că când te joci un joc, ar fi frumos să-l joci și să încerci să te transpui în lumea aia, o să fie ceva de genul, what the fuck, nu mă sperie, nu știu ce, doar la jumpscare-uri mă sperie. Și da, e adevărat, adică nu te contrazice nimeni, dar pentru cei care se joacă, de exemplu, Five Nights at Freddy's și vor să se sperie sau nu vor să se sperie, pentru că sunt două categorii de oameni, factorii ăștia ți induc ție starea de frică și nu Springtrap, nu numele jocului, nu cum sunt, cum arată ei, ci toate celelalte lucruri se joacă cu psihicul tău, practic. E simplu. Dacă o gândești în ansamblu, e mult, mult mai simplu. Nu e așa? Adică, privim logic până la urmă. Am un băieț, n-am vrut să fac un episod lung, deși, na, iese de 6 minute probabil, sau puțin mai mult, dar sper că ați înțeles de fapt ce face Five Nights at Freddy's mai horror decât unele jocuri și cum a început totul. Sau mă rog, cum sunt jocurile horror construite la bază și ce te face pe tine să te sperii și ce crezi tu că te face să te sperii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel. Mulțumesc foarte mult pentru ultimele videoclipuri. Avem foarte multe like-uri, am făcut 3700 de abonați. Ducem către 4000 și dacă vă întrebați de ce vorbeam puțin mai încet, e pentru că în momentul ăsta filmez la 1 noaptea și sper să nu-mi trezesc vecina, pentru că e clar că o să jucăm și o să creăm Five Nights at Freddy's 10. Dar până să facem următorul episod, eu am fost Alex și ne vom revedea data viitoare. Uitați să folosiți codul de pe Eneba dacă vreți jocuri mai ieftine, aveți acolo un link. Apăsați pe el și cumpărați direct ce vreți și la 50 de like-uri vom continua seria. Pa, pa!